Între 1.500 și 9.000 de euro cereau vamiștii reținuți miercuri de la agenții economici. Cel puțin asta reiese dintr-o interceptare telefonică făcută publică de CNAS. Potrivit ofițerilor Centrului Național Anticorupție, patronii de firme și companii se înțelegeau cu inspectorii vamali pentru așa numită protecție. Păi ăștia voi se duc aparte acolo, și aparte tine. Mă, dacă zici și îți urmăresc eu pe ce mă vine. Dar nu-mi tot nu vine să mă fac pe care mă. Lasă aici. Bună, știi și mă lasă. 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 Șeful biroului Vamal Nord și alte 6 funcționari sunt cercetați pentru corupție pasivă de către CNA și procurorii din Chișinău. În urma perchezițiilor, 6 dintre aceștia, inclusiv șeful, au fost reținuți pentru 72 de ore. Funcționarii sunt suspectați pentru pretinderea și primirea sumei ilicite între 1,5 și 9.000 de euro de la persoanele fizice și juridice pentru urgentarea sau eludarea procedurilor vamale. În total au fost desfășurate 21 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobililor funcționarilor Vamal din cadrul biroului Vamal Nord, implicați în schema infracțională. Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, serviciul Vamal condamnă cu vehemență și nu tolerează acțiunile de corupție în cadrul instituției.